Israelul relaxează restricțiile impuse de pandemia de COVID-19, astfel că turiștii care vor dori să meargă în această țară nu vor mai fi nevoiți să se testeze când ajung în aeroport. Ministrul Sănătății israelian a luat această decizie după ce numărul de cazuri de COVID a început să scadă. La mai bine de 2 ani de la debutul pandemiei, turiștii au undă verde să călătorească în Israel fără a fi condiționați de testare. Autoritățile au luat decizia de a pune capăt acestei restricții, prin urmare, cei care vor să viziteze frumoasa țară nu mai trebuie să prezinte un test cu rezultatul negativ. În schimb, aceștia vor fi nevoiți să completeze un formular de declarație de sănătate în termen de 48 de ore înainte de sosirea lor pe calea aerului sau pe mare. Și nu este singura veste bună, de la începutul săptămânii viitoare măștile de protecție nu vor mai fi obligatorii pe majoritatea zborurilor internaționale. Excepții de la această regulă, facturiștii care vor călători în alte destinații în care portul măștii este reglementat. Profesorul Michael Edelstein, un epidemiolog de renume, e de părere că situația din Israel este una stabilă, însă aceasta ar putea degenera și avertizează că ar putea apărea noi variante. Până în prezent, călătorii care ajungeau pe aeroport își plăteau singur testul, după care erau nevoiți să stea în carantină timp de 24 de ore.